Iată ce am învățat! Bună copii! El este Toto, un cățel tare esteți la fel ca voi! El astăzi vă invită să vă jucați împreună jocul Iată ce am învățat! Să începem! În imagine avem două oase Unul gros și unul subțire Vă rog să încercuiți cu degețelul pe ecran osul subțire. Bravo copii, v-ați descurcat minunat! Toto are două mingi, una mare și una mică. Încercuiți cu degețelul pe ecran mingea mică. Bravo copii, foarte bine! Iată că avem doi copaci, unul înalt și unul scund. Vă rog să încercuiți cu degețelul pe ecran copacul înalt. Foarte bine, copii! V-ați descurcat minunat! Toto are mai multe cerculețe. Unele sunt roșii, iar altele sunt albastre. Încercuiți cu degețelul pe ecran cerculețele albastre. Bravo, copii! Foarte bine! Toto a primit câteva recompense. Unele au formă de cerc, iar altele au formă de pătrat. Am să vă rog să încercuiți cu degețelul pe ecran mulțimea cercurilor. Foarte bine, dragii mei! V-ați descurcat minunat! Toto, pentru că a fost cu minte, a primit și jucării. El are o mulțime a minciuțelor și o mulțime a oaselor de pluș. Am să vă rog să încercuiți cu degețelul pe ecran acea mulțime care are trei elemente. Bravo copii! Foarte bine! Dragii mei, Toto este tare curios dacă voi știți să numărați până la trei. Haideți să numărăm împreună cu Toto. 1, 2, 3! Bravo! În imagine avem o mulțime a fluturașilor. Vă rog să numărați elementele din această mulțime și să spuneți care este cifra corespunzătoare. Foarte bine, copii! Într-adevăr, cifra corespunzătoare este cifra 1! În această imagine avem o mulțime a albinelor. Vă rog să numărați elementele din această mulțime și să-mi spuneți care este cifra corespunzătoare. Bravo copii! Într-adevăr, cifra corespunzătoare acestei mulțimi este cifra 2. Acum avem în imagine o mulțime a păsărilor. Numărați elementele din această mulțime și spuneți care este cifra corespunzătoare. Corect! Cifra corespunzătoare mulțimii păsărilor este cifra 3. Bravo copii! V-ați descurcat minunat! Iar Toto vă promite că va reveni și cu alte jocuri interesante pentru voi! Pe curând!